A fost odată ca niciodată. Cât de n-ar fi, nu s-ar mai povesti. Este unul din mecanismele mentale de bază în mâncat pentru confort emoțional, iar în zona de adicție și relații toxice din psihologie se numește euphoric recall. Mecanism prin care unii oameni se țin în comportamente de adicție sau în relații toxice doar amintindu-și partea bună a situației, undeva, cândva, odată, a fost bine și atunci stăm și tolerăm tot felul de mizerii, că poate undeva, odată, o să mai fie din nou așa. Dar, la nutriție, acesta a fost odată ca niciodată. Acest euforic recall al momentelor în care erai tu, purtai XS la rochiță și aveai blugi mărimea 25 și aveai mușchi cât casa ca sportiv sau erai în apogeul carierei de atlet și apoi te-ai accidentat sau apoi ai avut un copil sau apoi te-ai măritat și love and marriage comes cu îngrășat. E bine, baza mâncatului emoțional este uneori comparația dintre cine ai fost tu undeva cândva și cine ești azi, uitând faptul că viața și contextul per total al momentului în care purtai tu XS la rochiță nu conținea trezit noaptea ca să alăptezi bebelușul, nu conținea recuperarea după o accidentare sportivă, nu conținea să ai grijă de cine știe ce prieten sau de rudă bolnavă, nu conținea nu știu ce proiect foarte greu la serviciu sau muta dintr-un oraș în altul sau tot felul de lucruri care s-au mai întâmplat în viața ta. Și de asemenea, dacă te uiți așa un pic tu la tine și crezi că această comparație între cine erai tu cândva, undeva, odată, a fost odată ca niciodată acest euforic recall care te ține într-un stres emoțional pur și simplu prin faptul că ți-aduce aminte doar de partea bună de ce se întâmpla atunci. Și poate ai vrea să scazi un pic stresul din viața ta și să scazi astfel nevoia de a te calma mâncând emoțional, ia o foaie, ia un pix și întreabă-te. Când erai în imaginea ta corporală optimă, atunci când totul funcționa bine nutrițional, aveai greutatea optimă, aveai imaginea optimă, aveai cariera sportivă optimă, sau unde crezi tu că era minunea asta cu care te tot compari azi? Când erai acolo unde îți doreai nutrițional, ce altceva nu mergea bine în viața ta?